Vă salut, dragi prieteni! Vă spun bun găsit și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Mai mulți dintre voi mi-ați solicitat să realizez un material despre Il Separatio. Așa că astăzi am să vă vorbesc despre cel mai misterios personaj din lume, un spirit care ar avea aceeași putere ca a lui Dumnezeu, Il Separatio sau Anonimul. În mai toate mitologiile se pomenește despre existența a cel puțin unui nemuritor, iar oamenii din toate timpurile au fost atrași de ideea nemuririi. Conform unor surse medievale, nemurirea nu este un lucru total imposibil de obținut. Unele texte medievale vorbesc despre o entitate care își are originile în mitul creației. Cartea Genezei din Vechiul Testament descrie cum la începuturile timpului, după creația cerului și a pământului, Dumnezeu a spus să fie lumină și a fost lumină. Și Dumnezeu a văzut lumina și că era bună, și Dumnezeu a separat lumina de întuneric. Unele manuscrise medievale susțin ideea că această diviziune dintre lumină și întuneric, exact acea delimitare dintre cele două, a luat forma unei entități perfect neutre, cunoscute ca Il Separatio, care a fost văzută numai o singură dată, în timpul creației de către Dumnezeu și de către Lucifer. În prezent, singura statuie din lume care îl înfățișează pe Il Separatio poate fi admirată la Budapesta. În ceea ce îl privește pe Il Separatio, în timpul Inchiziției, majoritatea cărților care îl menționau au fost distruse, iar cei care vorbeau sau scriau despre el erau executați. Din această cauză, în timp, Il Separatio a ajuns să fie cunoscut ca Anonymous, Anonimul, el care nu poate fi numit. Toate textele medievale care vorbeau despre această entitate îi descriau puterea ca fiind absolutum, deci puterea absolută. Reprezentanții bisericii din acea vreme se temeau ca puterea instituției pe care o reprezentau să nu ajungă să fie subminată de oameni care încep să se întrebe cine are mai multă putere dintre Dumnezeu și Il Separatio. Unii spun că Il Separatio este un spirit unic, o forță universală, o matrice supremă. Am să vă redau în continuare legenda lui Il Separatio, iar la final vă veți face propria părere. În 1535 este tipărit Codex Lugubrum. Fiecare capitol din Codex Lugubrum începe cu o vignetă lugubra, cu personaje lugubre. Codex Lugubrum este cea mai specială lucrare în domeniul cărților interzise și nu are nimic de a face cu Satan, cu diavolul sau cu demonii. Singurii demoni care apar în această lucrare sunt demonii umani. Este absolut copleșitor ceea ce scrie în această lucrare. Codex Lugubrum este o lucrare pe care nicio confrerie nu și-o asumă, nici măcar rozacrucienii care erau renumiți la vremea aceea, în secolul al XVI-lea. În acele timpuri, acest tip de lucrări aveau autor necunoscut. Acești autori erau oameni liberi, dar care de teama Inchiziției sau a repercusiunilor pe care le-ar avea asumarea unei asemenea lucrări, preferau să rămână anonimi. Ele erau tipărite la Constantinopole, în Imperiul Otoman, deoarece pe turci nu interesau conținutul acestor lucrări, ci cantitatea de material tipărit, ca să câștige mai mult la tipografie. Și în principatele poloneze, în munți, departe de Inchiziție. Autorii acestor lucrări sunt niște oameni care provin din niște medii total necunoscute, niște genii care singular s-au ocupat de tipărirea acestor lucrări. Compendium Diabolicum, o altă lucrare, este asumată de 5 confrerii față de Codex Lugubrum, care nu este asumată, spuneam, de nimeni. Aceste manuscrise, dacă ajungi să le citești, îți oferă o putere inimaginabilă, spun unii, și anume ieșirea din sistem, ieșirea din dualitate, din constrângere.
Codex Lugubrum a rămas una dintre cărțile anonime medievale interzise de către Vatican, chiar și în zilele noastre, anonimatul oferindu-i pe atunci autorului protecție contra mâinii lungi a Inchiziției. În paginile acestei lucrări apare un personaj de un simbolism atât de puternic, încât odată problematizat ca și concept, ar putea dărâma întreg eșafodajul esenței noastre spirituale. Este vorba despre Il Separatio, separatorul. Conform legendei, atunci când Dumnezeu a vrut să se facă lumină din întuneric, între întunericul absolut și lumina care a explodat, s-a creat o graniță. Această graniță este entitatea Il Separatio, uneori supranumit și Anonymous. Codex Lugubrum redă povestea unui cavaler de origine nobilă, pe nume Amantes, de fapt un asasin de profesie. Acțiunea se petrece în secolul al XII-lea, plătit de regi și aristocrați pentru a-și lichida dușmanii. Era renumit ca fiind unul dintre cei mai mari profesioniști ai vremii sale. Nu dăduse niciodată greș și ucidea pe oricine, oricând, oricât de înaltă i-ar fi fost funcția. El însă nu-și alegea victimele, ci doar suma de bani cu care era plătit. Printre victimele sale se numărau regi, principi, ducese, inclusiv fețe bisericești marcante. Era plătit de venețieni, genovezi, oricine își permitea să-l plătească. Acest mercenar are o revelație în jurul vârstei de 50 de ani. Își dă seama că unul dintre regii pe care îi omorâse era un om cum se cade, care doar își apărase poporul și nu și-ar fi meritat soarta. Din acel moment, cavalerul asasin își schimbă mentalitatea. Rând pe rând, începe să se răzbune pe toți cei care îi comandaseră crimele. Ajungând de la unul la altul, înțelege că un personaj foarte important pentru comanditarii ucigași era un călugăr bătrân care zăcea undeva într-o temniță subterană, ale cărui teorii nu conveneau anumitor oameni suspuși. Amantes are puțin timp să-și pună în aplicare planul de a-l salva pe călugăr, acesta urmând a fi tras pe roată în dimineața următoare. Pătrunde așadar noaptea în temniță cu ajutorul armelor, îl scoate la suprafață pe bătrânul rănit și bolnav. Trebuie însă să se și apere de soldați, pe lângă faptul că îl duce în spate pe călugăr. Este însă rănit grav. Rănile nu sunt mortale, dar pierderea de sânge pe parcursul drumului îi poate cauza moartea. Nefiind niciun sat în apropiere, oprește într-o pădure. Bătrânul îi spune Dumnezeu să te binecuvânteze, însă Amantes îi răspunde că nu are nevoie, fiindcă nu crede nici în rai, nici în iad, și că a făcut totul fiindcă așa a decis el să acționeze. Își ia rămas bun de la călugăr și îi spune să-l lase să moară singur. Își înfige așadar sabia aproape și așteaptă ca tot sângele să îi se scurgă și să moară. Între timp, călugărul dispare. Atunci se deschide o gaură în pământ și își face apariția un demon foarte puternic, venit ca să și-l adjudece pe Amantes. Demonul îi spune că a fost trimis să-l ia în iad cu toate onorurile, drept răsplată pentru numărul considerabil de crime comise. Amantes, cu mâna pe sabie și cu un curaj fără margini, îi răspunde: să nu crezi că o să aveți o soartă ușoară cu mine, jos acolo. O să fac din oasele demonilor regelui tău palat. În acel moment apare și Îngerul Luminii și grăiește către Îngerul Întunericului: nu este al vostru. Acest suflet a făcut în ultimii ani atâta bine încât a depășit răul făcut în restul vieții lui. Iar Dumnezeu l-a iertat de toate păcatele. Va veni la noi în rai. Dar Îngerul Întunericului se împotrivește și amândoi îngerii scot săbiile. Spre înfricoșarea acestora, exact în acea clipă, se înfățișează un personaj despre care îngerii știau, dar nu-l văzuseră niciodată. Conform scrierilor din Codex Lugubrum, doar două entități îl mai văzuseră înainte, Dumnezeu și Lucifer,
numai o singură dată. Acesta este Il Separatio, îmbrăcat într-o mantie cu glugă, de sub care nu îi se zărește nici fața, nici mâinile, nici picioarele. Legat la brâu cu o sfoară. Il Separatio face un singur semn și pe loc cei doi îngeri se cutremură de spaimă. El le spune, greșiți amândoi. Acest om a făcut ca niciodată în univers atâta bine cât și rău. Și acum, fiind balanța echilibrată, nu-l veți avea niciunul. Puterea absolută a lui Il Separatio face ca îngerii să dispară instantaneu. Acestea fiind spuse, îi se adresează cavalerului cu următorul mesaj. Ridică-te, căci nu mai ai nicio rană. Tu vei trăi cât vei vrea. Dacă ai să faci rău, nu contează. Balanța se va compensa, căci se vor naște alții care vor face bine. Dacă vei decide să faci bine, tot nu contează, pentru că se vor naște alții care vor face rău. Tu nu mai existi pentru acest univers. Trăiește pe pământ cât vrei, până când această specie va dispărea. Te poți muta oriunde vrei cu puterea minții, chiar și în locuri care nu există pe acest pământ. Când te vei sătura de tot, chiar și după milioane de ani, cheamă-mă și am să-ți explic care este rostul nostru. Il Separatio s-a făcut atunci nevăzut și, conform legendei, cavalerul trăiește și acum printre noi, încercând să înțeleagă mai departe ce este bine, ce este rău și de ce. Aceasta este marea întrebare a acestei cărți. De ce? Această poveste ne vorbește, de fapt, despre ieșirea din dualitate, despre inițiere. Că este o inițiere într-o doctrină sau inițiere într-un sistem oriental filozofic, inițierea este, de fapt, atingerea momentului zero. Este acea cale de mijloc propovăduită ezoteric de către Buddha. În momentul zero, ai ieșit din dualitate. Acest moment este cunoscut de toți marii inițiați ca începutul drumului de desăvârșire a persoanei în ființă. Momentul zero conține în el plus infinitul și minus infinitul, iar zero în sine este și el o entitate. Legenda lui Il Separatio este o hartă personificată a matricii primordiale. Unul dintre cei mai revoluționari astrofizicieni contemporani, Nassim Haramein, ne poate da cheia de interpretare. De la începutul formării sale, universul este în continuă expansiune. Însă, pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de o contraforță. Să ne imaginăm un balon care se umflă. Trebuie să existe cineva care să sufle aerul. Plămânii acestei persoane se contractă. Are loc așadar un proces de contracție-expansiune. Pentru fiecare acțiune, există o reacțiune opusă, egală. Aceasta este prima lege a fizicii. În afară de dinamica aceasta, tot mai avem nevoie de o matrice universală care să creeze mecanismul. Matricea fundamentală este construită pe o triadă, principiul binarității și al echilibrului la mijloc. La o extremă, Dumnezeul formează lumea prin crearea luminii, expansiunea. Tot universul observabil este alcătuit la bază din fotoni, cea mai mică subdiviziune a luminii. În același timp, ceva trebuie să se contracte. Vidul este partea în contracție. Conform teoriei lui Nassim Haramein, asta duce la concluzia că vidul nu este gol, ci plin de o energie care nu este nici pierdută, dar nici câștigată. Această secvență primordială creează echilibru și în același timp este prima diviziune matricială. Aici apare și sensul lui Il Separatio. Se înțelege astfel de ce Dumnezeu și Lucifer trebuie să îl fi văzut doar o singură dată pe Il Separatio. El este echilibrul în această primă triadă, granița dintre, iar capacitatea forței sale uriașe constă în posibilitatea infinită de diviziune, o rezoluție maximă a creației,
dat fiind că, până și din perspectiva mistică, atât Dumnezeu cât și Lucifer generează la rândul lor marea paradigmă pozitivă și marea paradigmă negativă. Il separatio rămâne singularitatea din centru. Dacă până acum am privit matricea primordială a echilibrului ca fiind infinită și cu potențial infinit, observăm că și această primă jumătate a diviziunii, creația divină, îl cuprinde în singularitate pe il separatio, infinitul mare și infinitul mic, în legendă cavalerul Amantes. Sistemele infinite și cele finite sunt opuse, însă principiul superior al lui il separatio, al diviziunii, stă la baza existenței. Binaritatea constituie polarizare cu rolul de a susține feedback-ul. Il separatio are nevoie la nivel macro de un Dumnezeu și de o contrapondere, un principiu al răului, așa cum are nevoie și la nivel micro, în lumea materială, de cavalerul care înțelege să își activeze de acum o forță uriașă venită de dincolo de dimensiunea lui, care îi asigură la prima vedere un fel de nemurire. Însă, de fapt, această forță nu este decât vidul inițial, privit la rezoluție mai mică. De aceea el devine cantitate neglijabilă, nu mai contează dacă există, sau dacă poate să existe la infinit, dacă face bine sau rău. Cavalerul sau producția la nivel micro de il separatio are rolul de a conștientiza polarizarea care generează prin diviziune. Dacă la un moment dat primează principiul binelui, balanța va înclina spre a se activa și principiul răului, binele și răul fiind deci guvernate de echilibrul neutralității lui il separatio. Putem urmări cu ușurință la nivel holistic marele gros plan, feedback-ul dintre paralelismul lui il separatio, acțiunea lui la nivel superior și la nivel inferior, și întrepătrunderea lor este tot il separatio, fiindcă cerul este în pământ, dar în chip pământesc, și pământul este în cer, dar în chip ceresc. Problema specifică pe care o ridică astrofizicianul Haramein este că în fizica cuantică actuală se face o greșeală impardonabilă. Neglijarea, aproximarea prin tăiere de sigur, a infiniturilor mari, care de câte ori apar, trebuiesc renormalizate cu ajutorul calculelor. Teoria actuală a câmpului cuantic unificat va elimina printr-un proces de renormalizare a densității energetice a vidului, care în mod normal ar fi infinită, dacă nu ar fi înlăturată printr-un proces de renormalizare. Deși abia dacă putem concepe cu mintea umană spațiul, se mai pune și problema vidului coexistent. S-a calculat că densitatea vidului este infinită la constanta Planck. Pentru renormalizare, într-un centimetru cub de spațiu ar trebui să încapă practic tot ce există în univers și tot nu ar ajunge să aibă acea densitate. În Cabala există o dimensiune absolut copleșitoare, însă prea puțin cunoscută, a dinamicii polarizării, și anume în natura atributelor lui Dumnezeu, sefirele. Dintre acestea, unele sunt atribute masculine, iar altele feminine. Însă, sefirele în acțiune sunt în același timp masculine și active, și feminine și pasive. Fiecare sefiră primește de la cea care o precedă și transmite către cea care îi urmează imediat. Fiecare sefiră este feminină sau pasivă față de predecesoarea sa și masculină sau activă în raport cu cea care o precedă. Il separatio este trecerea dintr-un stadiu în altul. Răspunsul științific, transmutația este posibilă deoarece nu reprezintă altceva decât o variație a scalei de frecvență de rezonanță. Totul este o rezoluție într-o scalare infinită a spațiului. Știința, domeniul de vârf, poate confirma totul. Cercetătorul american Ning von Berkom a decodat structura 3D a genomului uman.
a descoperit că densitatea informațiilor din nucleul celulei este de câteva miliarde de ori mai mare decât cea a unui microchip de calculator. Partea cea mai uluitoare a descoperirii este însă că genomul uman este organizat din două compartimente distincte, genele active, accesibile proteinelor, separate de ADN-ul neutilizat, care este stocat. Cromozomii trec dintr-un compartiment în altul în mod repetat, iar ADN-ul lor devine la fiecare tur activ ori inactiv, exact ca și sefirele. La fel de interesantă este și trinitatea divină hindusă, Brahma, creatorul, Shiva, distrugătorul sau cel care transformă, și Vishnu, cel care păstrează, cel care pătrunde peste tot. Se spune că atâta timp cât Vishnu dansează, există și echilibru cosmic. Tot accepțiunea de cel ce pătrunde peste tot o are și Sfântul Duh în Trinitatea Tatăl, Fiul, Sfântul Duh. Aceasta este o forță de sine stătătoare, o emanație și una din formele lui Il Separatio. Dacă ar fi să-l putem vizualiza mental, probabil i-am spune simplu, spațiu. În Kabbala, unul dintre cele mai reprezentative nume mistice ale lui Dumnezeu din cele 72, este Yheh, Yod, He, Vau, He. Yod înseamnă principiul activ prin excelență, Eul. He este principiul pasiv prin excelență, non-eul. Vau este termenul intermediar care reunește activul cu pasivul, relația eului cu non-eul, iar He marchează trecerea de la o lume la alta, tranziția. Un alt exemplu, pozitivul și negativul produc echilibrul, sau starea gazoasă și starea solidă produc starea lichidă. Observăm cum între două opuse există un intermediar care rezultă din ele. Opusele nu sunt decât concepția la grade diferite a unui singur lucru. Și dacă totul ar fi o triadă, dacă totul, absolut totul, ar funcționa conform acestei matrici, mai este realitatea înconjurătoare, sub orice formă de manifestare, ce este la mijloc? Spațiul. El există pentru a fi umplut sau golit, și material, dar și de sensuri. Spre sfârșitul anilor 90 a apărut conceptul științific de matrice divină a materiei, susținut de părintele fizicii cuantice, Max Planck. Ideea este că am greșit crezând că spațiul dintre două lucruri este gol. La mijloc, chiar dacă nu există încă, virtual ar putea exista o infinitate de lucruri. Nu este deloc întâmplător că gândul, păstrătorul și generatorul de atitudini, poate schimba orice cu ajutorul breșei rugăciune. Învățătorii spirituali și ezoterici cunoșteau de mii de ani faptul că corpul uman este programabil prin limbaj, sentimente și prin gând. Acum s-a demonstrat acest lucru și științific. ADN-ul poate fi influențat și reprogramat prin cuvinte și anumite frecvențe. Lingviștii ruși au descoperit că moleculele alcaline din ADN respectă regulile gramaticale obișnuite folosite în toate limbajele umane. Cu alte cuvinte, limbajele umane nu au apărut la întâmplare, ci sunt rezultatul ADN-ului. Biofizicianul și biologul rus Petrovich Garaev a explorat comportamentul vibrațional al ADN-ului, adică efectul anumitor frecvențe asupra acestuia. Concluzia, ADN-ul viu, din țesuturi, nu in vitro, reacționează prompt la raze laser modulate prin cuvinte, propoziții, chiar și la unde radio. În acest fel se explică de ce afirmațiile, hipnoza și gândirea pozitivă pot avea efecte atât de puternice asupra omului, să repare anumite defecte genetice chiar. Mai mult, Garaev a captat modele informaționale dintr-un ADN și le-a transmis altuia, în acest fel reprogramând celulele pentru un alt genom. Astfel a transformat embrionii de broască,
în embrionii de salamandră, doar prin transmiterea modelului informațional corespunzător, fără să modifice genele. Cercetătorii ruși au mai descoperit că ADN-ul uman creează tipare morfologice în vid și produce așa numitele găuri de vierme magnetice. Acestea sunt echivalențele microscopice ale celebrelor poduri Einstein-Rosen, care se găsesc în apropierea găurilor negre cosmice și care fac legătura între două puncte foarte îndepărtate, un fel de scurtătură prin care informația poate fi transmisă în afara legilor spațiului și timpului. ADN-ul atrage informații din macrocosmos și le transmite conștiinței noastre. Este ca un aparat de radio capabil să recepționeze mai multe posturi diferite în funcție de frecvența pe care acestea emit. Prin particularizare, transmutația biologică, bioalchimia, se realizează în același mod, utilizând puterea conștiinței asupra materiei biologice. Rolul Duhului în creație a fost acela de a da formă materiei deja existente, de a declanșa viața care există în stare latentă în materie și de a imprima o direcție de dezvoltare vieții în vederea dirijării spre destinul pregătit de Dumnezeu. Creația este întrepătrunderea Duhului omenesc cu cel dumnezeiesc. Se face deci o transmutație de la o dimensiune inferioară la una superioară. Un concept nu există niciodată numai pentru sine însuși. El este un pattern deja existent în univers, o matrice care se va declanșa oricum. Matricea este și trebuie să rămână un spațiu sacru, sacralizat, existent, cât și anteexistent, în vederea protecției unui eveniment sau a unei atitudini considerată necesară a exista pentru a produce un sens nou. Sacrul, proiectat de mintea umană, poate avea o natură duală. Sacrul este tot ceea ce există, dar căruia încă nu i-am găsit rostul, sau raportat la care încă nu i-am dat un sens nou. Dar sacrul poate fi și tot ceea ce încă nu există, dar dacă ar exista, ne-am putea raporta și crea ceva nou mai departe. Dinamica sacrului este mișcarea, propagarea. Înțelegem prin mișcare crearea de dimensiuni, de la o ipostază la alta. Orice dimensiune inferioară în mișcare dă naștere unei dimensiuni superioare. Orice dimensiune inferioară este astfel o secțiune dintr-o dimensiune superioară. În ceea ce privește triada neutru, neutralitate, neutralizare, categoria de neutru cuprinde și starea, adică neutralitatea, cât și acțiunea, neutralizarea. Aceasta, din urmă, poate fi la rândul ei de tip negativ, respectiv pozitiv. În general, în viața de zi cu zi, activăm mereu neutralizarea. Un eveniment negativ care amprentează pe cineva poate fi anihilat în ceea ce privește consecințele nefaste prin acceptarea, înțelegerea și astfel îmblânzirea lui. Iată cum matricea existență, stare, acțiune include și principiul activ și pe cel pasiv. Iată în continuare un exemplu elocvent al faptului că il separatio poate fi la dimensiuni scalare mai mici și zona provine din domeniul lingvistic. Cuvintele interzis, a interveni, a întrepătrunde, a întrezări, a se interpune, a interacționa, intermediu, arată toate o zonă care se formează printr-o breșă. Explicația cuvântului interzis denotă cele ce urmează, între intenția cuiva de a face ceva. Să-l privim inițial ca pe un lucru neutru. Survine un terț care nu acționează, dar scindează identitatea faptului în pozitiv ori negativ și, accentuând eticheta de negativitate, stopează demersul persoanei în cauză. Din gramatica limbii engleze se mai poate repera un exemplu. Modalitatea este un concept gramatical care reprezintă atitudinea vorbitorului față de enunțul său. Printre zonele modale, precum imposibilitatea – posibilitatea, inabilitatea – abilitatea, reproșul, există o triadă mai deosebită. Obligația, lipsa de obligație, interdicția.
Lipsa de obligație înseamnă că nu ești obligat să faci o acțiune. Există un sens care arată că, în plus față de aceasta, totuși o îndeplinești. Privit strict teologic, il separatio nu este în esență simbolul neutrului, ci al desființării supremației principiului binarității la cel mai înalt nivel, cel al componentei de natură divină. Dumnezeul suprem nu este cel la baza căruia stă principiul binelui, în veșnică opoziție cu principiul răului. Cele două planuri despărțite de il separatio nu ar putea să se formeze la infinit doar ca opoziție. Nu ar mai exista evoluție. Acel echilibru trebuie să fie susținut de undeva de la mijloc, un fel de loc al nimănui. Acest lucru îl întărește mesajul fundamental din Evanghelia lui Iuda, descoperită în situl de la Nag Hammadi. Din ce în ce mai demonizat de la o evanghelie la alta, Iuda capătă o abordare diferită de factură gnostică în Evanghelia lui Iuda. El nu mai e văzut ca un trădător, ci ca un erou mult avansat față de ceilalți. Următoarele pasaje vor exemplifica. La cina cea de taină, apropiindu-se de discipolii care făceau rugăciuni de mulțumire pentru mâncare, Iisus râde oarecum ironic de pietatea lor eronat îndreptată. Îi întreabă cui îi se roagă. Ei răspund că lui Dumnezeu, cel care a creat lumea. Iisus îi contrazice, cum că nu acesta este Dumnezeu cel adevărat. Apostolii sunt foarte contrariați. Singur Iuda înțelege. Iisus le spune, cel care este cel mai puternic dintre voi, să se ridice și să-mi arate adevărata ființă spirituală care e înăuntrul său. Iuda se ridică atunci și spune, eu știu cine ești și de unde vii, dar nu sunt vrednic să rostesc numele aceluia care te-a trimis. Răspunsul, stai deoparte și o să-ți dezvălui tainele împărăției, e un tărâm pe care nimeni nu l-a văzut, nici ochii îngerilor, nici inima nu-l cunoaște și nu i s-a rostit niciodată numele. În acel episod, Iuda are următorul dialog cu Iisus. Doamne, m-am văzut într-o viziune, discipolii mă loveau cu pietre. Strălucirea stelei tale, Iuda, o va eclipsa cu mult pe acelorlalți. Tu vei sacrifica omul care sunt eu, i-a răspuns Iisus. Pentru gnostici, Iisus a trebuit să moară ca să se elibereze din prizonieratul trupului. Nici trupul, nici învierea nu contau pentru aceștia. Ce conta era că trupul poate muri astfel ca spiritul să dăinuie. Această evanghelie nu era destinată citirii în public. Mai degrabă se pare că ea constituia o învățătură avansată. Nu este de mirare că biserica a considerat acest lucru o erezie până în zilele noastre. Fenomenul de aură, până nu de mult considerat exclusiv mistic, are acum o explicație științifică. Forța centripetă, întâlnită pretutindeni în univers, generează o radiație iluzorie. Deci noi și corpurile din univers suntem în permanență orientate spre un centru, atât doar că trăim în radiația 3D a iluziei că totul se îndepărtează de centru. Asta este ceea ce credem noi că se numește realitate. Teoriile ezoterice afirmă despre fenomenul centrifug al interiorizării, vizualizarea infinitului prin retragerea simțurilor către interior, infinitul mic, faptul că pe măsură ce realizezi asta, ajungi să radiezi o aură. Radianța energetică crește odată cu feedback-ul între expansiune și contracție, la nivelul intim al ființei umane, care este inconștient atrasă spre singularitate. Într-un astfel de fractal, cum se definește centrul? Fiecare punct este un centru, deoarece totul radiază de la singularitate, zero, numărul cu o natură neutră, fiindcă formează legătura dintre minus și plus. Zero este exact locul unde stai. Neutralitatea este fără doar și poate insesizabilă. În astrofizică există noțiunea de zero point energy, energia în vid, o stare de stagnare a universului dinaintea momentului inițial de tensionare. În Kabbala,
regăsim termenul Ain, ca absolut nemanifestat, sau energia necreată. Cercetătorul de origine română Nicolae Tesla descoperise încă din anii 40 în Statele Unite cum s-ar putea produce electricitate folosind tehnologia punctului zero, o sursă inepuizabilă de energie. Însă guvernul american a asistat totul sub presiunile uriașe ale francmasonului J.P. Morgan, unul dintre cei 13 iluminați care conduc lumea din generație în generație, pe atunci proprietar al unor mine de cupru. El nu putea concepe ca energia electrică să fie gratuită. Astăzi, electricitatea trece prin fire de cupru, așa încât să fie măsurabilă și facturabilă. Vidul absoarbe cineticul și îl aduce la condiție de potențial, după care, prin feedback de reacție, acest potențial redevine cinetic și este radiat în spațiu. Și asta survine fiindcă vidul este pretutindeni. Atunci când ceva este în echilibru perfect, el nu poate fi simțit sau măsurat, iar această perfecțiune îl face inobservabil, atâta timp cât un pește se află în apă, în mediul său cu care e obișnuit, nu va ști că el este în acel mediu decât în momentul în care îl scoți de acolo și îl duci într-un alt mediu unde va simți o densitate diferită. Noi nu avem nicio metodă pentru a percepe vidul, așa că l-am considerat ca fiind gol. În orice dezvoltare fractală, fiecare punct poate fi considerat un centru. Dacă vidul creează și menține totul într-o structură, atunci el este cheia forței creatoare a tuturor fenomenelor din univers. Condiția de liniște este esențială în manifestarea unei referințe pentru a genera rotație. Pentru orice mișcare de rotație se manifestă o mișcare opusă. Cel mai simplu mod de a înțelege această proprietate este de a observa o tornadă. Ochiul furtunii este lipsit de mișcare și el reprezintă evenimentul orizontului al singularității centrale. Trăim într-un univers care se comportă mai degrabă ca o gaură neagră, se dilată, dar spre el însuși. Lumina se contractă în vid spre singularitate. Tot ceea ce se află în acest univers, de tip gaură neagră, sunt găuri negre mai mici, iar noi trăim în exteriorul acestora. Atomii conțin fiecare o singularitate care simulează un comportament de gaură neagră. Galaxiile au o gaură neagră în centrul lor, partea care se contractă, respectiv stele și planete, partea care radiază. Cele mai noi teorii la care a participat și savantul Stephen Hawking s-au îndreptat spre lărgirea termenilor de gaură neagră, gaură albă. Ceea ce vedem este partea radiantă a orizontului evenimentului și etichetăm această observație cu diverse denumiri, planete, atomi, etc. Dar e posibil ca acestea să fie exact opusul găurilor negre, corpuri care se contractă în vid, și anume găuri albe, corpuri care radiază în vid. Contrar opiniei că o gaură neagră ar trebui să fie neagră, în realitate ea poate fi extrem de strălucitoare, deoarece nu putem observa decât partea ei exterioară, care se situează dincolo de evenimentul orizontului. Partea ei interioară poate fi întunecată și deosebit de rece, dar este inobservabilă. Rezultă că totul în univers este centrat către singularitate și că tot ceea ce se află în exteriorul ei prezintă partea radiantă pe care o observăm, tocmai fiindcă este în mișcare. Totul poate fi un il separatio, singularitatea, zero, diviziunea, feedback-ul polarității, principiul balanței, ceea ce este compus din două elemente opuse, echilibrul, punctul central dintre două elemente opuse, realitatea însăși, rezoluții diferite, diviziuni variate ale spațiului într-un vid structural fractal. Carl Sagan spune despre il separatio că este universul trăind prin sine însuși, învățând despre sine însuși.
În concluzie, dragi prieteni, Il Separatio este o entitate care nu reprezintă nici binele, nici răul. Un citat care ar reprezenta foarte bine această entitate se află în Bhagavad Gita și spune următoarele: Eu sunt nemurirea și moartea, și tot eu sunt o Arjuna, ființa și neființa. Il Separatio ne schimbă total percepția despre lume și spiritualitate. Este granița creată între lumină și întuneric atunci când Dumnezeu a spus să fie lumină. Adevăratul sens al lui Il Separatio este ieșirea din sistem. Un alt vechi text interzis, Cabala Speculum, conține o gravură care ilustrează oameni, bărbați și femei legați de lanțuri de întreaga creație, sugerând astfel că dacă aceste lanțuri ar fi rupte, atunci oamenii ar putea deveni ei înșiși zei. În mod similar, am văzut, lanțurile care păstrau legăturile lui Amantes au dispărut. El devenise complet și absolut liber. Am mai putea trage concluzia că cel mai interzis aspect al lui Il Separatio este opțiunea pe care a avut-o, faptul că a ales, liberul arbitru. Realitate, invenție sau simplă legendă, povestea lui Il Separatio rămâne fascinantă, chiar dacă pentru unii este mai greu de înțeles. Dragi prieteni, mă opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție și sper că vi s-a părut interesantă și că v-a plăcut această legendă despre Il Separatio. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Numai bine!